Sigur? Da. Asta e mâna maică-ti, jur. Cu ce-a greșit? Dar nu e bună plastilia. Ne jucăm provocările Sofiei. Abia aștept. Eu trebuie să ghicesc, legat la ochi, ce-mi bagă Sofia în gură. Da. Băi, ai făcut treznăi? Împreună cu mami. Aoleu, împreună cu mami? Nu încercați jocul ăsta acasă dacă mami și tati sunt certați. Nu de alta, dar s-ar putea ca mami să-i dea niște chestii lui tati de mâncare. Le-am văzut și eu și sunt... Așa? Nu vezi nimic? Nu văd nimica. Câte degete am? Dar nu văd degetele. Zic câte degete am. Nu știu unde ai degetele. A, uite aici. 1, 2, 5 ai la o mână, logic. Da. Bine, hai să începem. Să apară ingredientele. Bună! Bună! Ce dai, mă, plastilină? Dar nu e bună plastilină. Ingredientul cu numărul 1. Bună, Dani. Nu te văd, nu știu unde ești. Îmi vine să vomit pentru că mie nu-mi place acest ingredient. Gura am mare, gura dai mare. Să miros să te. Nu ai voie. N-ai voie să miroși. Gura mare. Gura mare. E un singur ingredient sau mai multe? Unu. Ăsta-i crean. Bravo. A nimerit? Da. 1-0 pentru Dan. Stai puțin, stai un pic, stai, apă, 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 dați-mi apă, apă! Bye bye, mai departe! Bună! Bună! Al doilea ingredient... Aie banane, asta! Aie banane! E ceva cu picant, cu dulce, cu un fel de gem. Zice... Banane. Gem cu chili. Greșit. Greșit. Stai puțin, Dani. Greșit ce? Greșit, este banană cu piper. Banană cu piper era? Al treilea ingredient. Hai că m-au luat transpirațiile. N-aș mânca asta niciodată, deci niciodată n-aș mânca. M-au luat transpirațiile, deci am mâncat crean. După aia am mâncat banană cu piper. Cine a avut mai ideea asta, tu sau mai ta? Nu știu. Care a fost trăznitul dintre voi doi? Așa de zuri. Cred că asta e a mea. Da, asta e a mea. Cu piper. Pa, la ce să mă mai așteptam? Mare. Mică. Mare. Mică. Mare ca pe lung cape. A. Și aici sunt tot două ingrediente? Deci a fost ceva suculeț. Da. Cu icre roșii. Ce suc? Aaa, păi da, trebuie să mai ghicești și sucul acum? Da, trebuie să ghicești ingredientele. E de la roz, de ne place nouă. Greșit! Greșit! Greșit, sucul e de portocale. A, e sucul de portocale. Păi și portocala nu e roz? Nu e roz. No. Sper să-mi dai ceva bun de data asta. Stai că-l gust și eu ca să văd dacă e bun. Chiar e. Ești e bun, pregătit? Da? Deci mă bazez pe tine de data asta, mă crede? Ești pregătit? Hai! N-ai mă cum să nu știi pe ăsta. Exact! Danonino? Da. Cu... căpșuni, da. Și cu banane, da. Iaurțelul ăla, da. Cu vitamina D și cu calciu, da. Ăla de există 4 ore, da. În afara frigiderului, da. 2-2. M-am lăsat pe orbită, o să câștig. Poate. Bun. Al cincelea ingredient. Emoții. Bă, dar eu chiar nu văd nimic. Ești atentă, după ce mi-ai dat bunătatea aia, poate îmi dai o trăznaie acum. Cu la mare! A!
dați șervețel, repede! Șervețel, șervețel, zați de cafea, dați-mi coace, salvați-mă! Nu știu, bă, cu un piure de ceva. Nu, cafea cu maioneză. Nu e ea maioneză acolo. Ba, e maioneză. În halul ăsta de oribil? Da, e maioneză plus cafea. Asta e cât de cât bun. Asta cred că mi-ar plăcea și mie. Deci e 3 la 2 pentru Sofia, da? Da. Dar de ce am acceptat eu provocarea asta? Poți să-mi cuși eu puțin? Da, gustă, tată. Ia-l, mănâncă-l pe tot. Iar te să am încredere în tine? Gura deschisă mare, mare, mare. Încă mie-mi place. Mie-mi place. Acru. Răspunsul tău este... sos de roșii de la acru. Cu cimbru. Cu cimbru ăla? Aha. Deci e 3 la 3, da? Dar mie mi-a plăcut. E bun, nu? E ăla de pus pe pizza, nu? E 4 la 2. Nu, mă, era 3-2 pentru tine, pe ăsta l-am ghicit, da? Ghicit sosul de roșii, da? Da, doar atât. Păi, dar nu mi-ai cerut să ți-l zici pe al doilea, deci e 3 la 3. Și avem decisivul. Hai ca să fie pace. Da? Pararam, deci avem decisivul, e 3 la 3. Cine câștigă acum, câștigă meciul, da? Da. Cine câștigă punctul, câștigă și meciul. Pam, 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 pam. Hai, dăm tot Danonino ca să câștig eu, să fie bun, să terminăm totul cum trebuie, să fim prieteni. Nu-mi dai Danonino, nu? N-ai vrut. Nu îl simți? Ciocolată patinabilă. Așteaptă puțin, așteaptă. După ce mănânci, așteaptă. A, piper! Nu e piper. Cum nu e piper? De fapt e piper, da, e piper. E piper! Și câștig! Glumesc! Oh, nu. 4 la 3 pentru Dan Crucero! Nu e adevărat! Nu e piper! 4 la 3 pentru Dan Crucero, taticu! L-am câștigat! 4 la 3 pentru mine, pentru că l-a ghicit ghimbirul și nu am mai ghicit nici... Sau 4 la 4 să rămânem prieteni? N-ai ghicit nici sau maioneza. Sau zic să-i punem pe cei care ne privesc, da, să voteze, da? Dar vă zic... Spuneți-ne în comentarii care dintre noi a câștigat, Sofia sau Dan Crucero, eu. Vă zic o chestie mică ca să vă ajute să votați. Deci, tati n-a ghicit ghimbirul și nici maioneza. Deci? Păi da, ți-am dat punct la maioneză. Ba, nu mai dat. Ba, da, eu ți-am dat punct. N-ai zis maioneză. Hai, mai dăm un Danonino dintre ăla și lasă comentariile. A zis doar cafea, dar n-ai zis maioneză. Ia și niște apă, mie mi-a plăcut maxim ăsta. Și data viitoare, te rog frumos să nu mai lași pe maică-ta să se răzbune pe mine. Da? Zați de cafea cu maioneză și banană cu ce a mai fost... cu piper. Eu cred că cel mai nasol a fost suc de portocale cu iechidă de ciucă. Bă, nu chiar. Ăla zațul de cafea a fost nasol.